care o face ea. Vreau de asemenea să îi mulțumesc lui George Țugurlan, care este aici, pentru orele și nopțile petrecute în fața calculatorului ca să fie revista la timp, afișul la timp, invitațiile la timp, revista Helion Online câteodată mai puțin la timp. Și de asemenea vreau să le mulțumesc tuturor colegilor de club care au fost alături de noi aici. Vreau să mulțumesc Casei de Cultură încă o dată, vreau să mulțumesc revistei Orizont Uniunii Scriitorilor, care ne găzduiesc de foarte mulți ani de zile. Cornel Ugurean a trecut și astăzi pe aici, s-a bucurat când a văzut copiii cu Lego Fantasia și zice, măi, aici sunt viitorii helioniști, da, zic, și viitorii membri ai Uniunii Scriitorilor. Vă doresc un bun la cei care aveți de mers, mașina cu felul cu ce aveți, și să veniți și la anul alături de Darius, alături de Lucian Vasile Sabo, care anul ăsta a fost mai puțin prezent, datorită unor motive întemeiate. Dar el, anul viitor, trebuie să încalece pe BDV-ul lui cel mai bun. Mergem alături, iar cei cu AKSP, să știți că ne întâlnim aici cu un sfert de oră, cu mâncarea luată la... Da.